Dorim ca minutele care urmează să medităm un pic la textul nostru din Evanghelia după Marcu, de capitolul 8. Am rămas puțin, Daniel, atins din capitolul 8. O să reluăm. Deci, în Marcu, capitolul 8, versetul 1. În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult popor și n-avea ce mânca, el a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mi-e milă de poporul acesta, căci iată de 3 zile stă lângă mine și n-are ce mânca. Dacă voi da drumul oamenilor acasă flămânzi, vor leșina pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe. Ucenicii au răspuns: cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici într-un loc pustiu? Câte pâine aveți? I-a întrebat el. 7, i-au răspuns ei. Și-a poruncit mulțimii să șadă pe pământ. A luat cele 7 pâini și după ce a mulțumit, le-a frânt și le-a dat ucenicilor săi ca să le pună înaintea lor și le-a pus înaintea mulțimii Mai aveau și câțiva peștișori și Iisus, după ce a binecuvântat, a zis: să-i pună și pe aceștia înainte. Au mâncat și s-au săturat și au ridicat 7 coșnice cu rămășițe de fărâmituri. Cei care mâncaseră erau aproape câte 4.000 și le-a dat drumul. Mai este textul și din Matei, poate că ar fi interesant să văd dacă Matei 15, textul paralel. Cu 29. Că apare ceva aici care nu apare din face Marcu. Și Iisus plecând, citesc de la versetul 29, Matei 15 cu 29. Și Iisus plecând din locurile acelea, a venit spre Marea Galilei, s-a suit pe munte și a stat jos acolo. Atunci au venit la el multe mulțimi, având cu ele șchiop, ori, mulți, ciungi și mulți alți bolnavi. I-au pus la picioarele lui și el i-a vindecat. Încât mulțimile se minunau când au văzut cum cămuții vorbesc, ciungii se însănătoșesc, șchiopii umblă și orbii văd și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Dar Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: nimic de mulțime, că de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânz, ca nu cumva să leșine pe drum. Ucenicii au zis: de unde să luăm în pustie această atâtea pâini ca să săturăm o mulțime atât de mare? Câte pâini aveți? I-a întrebat Iisus. 7, i-au răspuns ei, și puțin peștișor. Atunci Iisus a poruncit mulțimii să stea jos pe pământ. A luat cele 7 pâini și peștișorii și mulțumind a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii mulțimii. Au mâncat toți și s-au săturat și s-au ridicat 7 coșnițe pline cu fărâmit, cu rămășițele de fărâmituri. Cei care mâncaseră erau 4.000 de bărbați, afară de femei și de copii, și dând drumul mulțimii, s-a suit în corabie și a trecut în Ținutul Magdalei. Data trecută am discutat, fratele Daniel ne-a prezentat o anumită interpretare asupra cifrelor aici care apar, atât în prima mulțire a pâinii, cât și în a doua. Și eu m-am mai întrebat și de tatăl meu și am uitat și eu și în altă parte. Ce să zic, Domnul nu explică aceste cifre și nu știu în ce măsură noi explicându-le putem fi exact pe în ceea ce a vrut să spună Domnul. Dar ce este important, și nu o să mă ocup acum de partea de cifre, ce este important este faptul că sunt câteva detalii aici. Faptul că Domnul Iisus avea empatie.
și un lucru care este esențial să-l avem și noi și fără de care noi nu putem fi plăcuți înaintea lui Dumnezeu și de fapt așa arătăm noi dragostea față de semenii noștri manifestând empatie. Mai ales în Matei arată că erau acolo o grămadă de oameni bolnavi și a vindecat pe toți. Dar nu numai atât. A constatat și a simțit că poporul care era cu el erau flămânți. Eu nu s-o gândi la el, nu cred că Domnul Iisus a fost flământ, cred că și el era flământ. Dar ce era interesant, Domnul Iisus, când el era flământ, nu scrie nicăieri că a făcut vreo minune. Țineți minte că și una dintre ispite a fost acest lucru, că el a flămânzit după 40 de zile și nici atunci măcar nu a îndrăznit să folosească puterea lui Dumnezeu în avantaj personal. Și aici el se gândește la mulțime și pentru mulțime se dorește să găsească soluție și foarte interesant modul în care vrea să vă întreb pe voi să participați și voi și o să dau microfonul. Aș vrea să vă întreb de ce Domnul Iisus nu a făcut direct o minune să mulțească pâinile și hrana care era, ci vine și întreabă pe ucenici cum să procedeze. Pentru că pentru noi este o învățătură. Că în celelalte cazuri Domnul Iisus nu a întrebat vrei să-i vindec pe ăsta, ăsta șchiop, vrei să-l fac bine. Fratele Sandu, citat. Păi, după câte știm, mai avusese loc o înmulțire a pâinilor. Așa este. Înainte de asta. Ar trebui să ne mire cum de ucenicii nu și-au adus aminte ce a făcut atunci Domnul Iisus. Cu toate acestea, ei se gândeau la ceea ce aveau, că aveau foarte puțin pentru atâta lume și cum ar putea să înmulțească aceste pâini, să producă ei, de unde să cumpărăm sau să aducem hrană pentru atâția oameni. Ori de aici Domnul Iisus vrea să scoate în evidență, de fapt, că grija nu aceasta trebuia să fie a lor. Producerea pâinii sau producerea bucatelor care trebuiau servite la atâta mulțime, ci servirea lor. Pentru că Domnul Iisus, vedem că cere aprobarea Tatălui, mulțumește pentru cele 7 pâini și câțiva peștișori și le dă servițiile, împărțițiile. Acesta este misiunea voastră. Bineînțeles că hrana aceasta are reprezentarea ei da. Și ne putem vedea și pe noi în acești servitori care trebuie să dăm mai departe ceea ce am primit de la Domnul Iisus. Mulțumesc! Mulțumim, frate Sandu. Dacă mai dorește cineva aici să spună ceva, de acolo. Uite-te, te pui acolo în spatele fratelui Iulian. A, acolo și vezi pe cine ridică mâna și stai jos. A, așa. Când ridică cineva mâna, ai tot și mă. Mulțumesc pentru serviciu, frate Marcus. Gândiți-vă la un lucru. Ei aveau ceva puțin. Și așa se întâmplă și noi. Noi, în comparație, când ne uităm la Dumnezeu, vedem că suntem slabi, neputincioși, săraci. Și avem puțin. Avem puține daruri. Dar când vedem o nevoie, problema nu se pune cum o să satisfacă nevoia mea, adică resursele mele, nevoia fratelui sau surorii mele. Ci noi trebuie să mergem cu credință înaintea lui Dumnezeu că ce avem noi puțin, Dumnezeu poate să mulțească. Asta este o lecție care trebuie să o învățăm, că de multe ori noi ne uităm la noi și zicem n-am nimic, e foarte puțin. Dar Domnul Iisus a zis, mă, cu puținul care l-ați avut voi, a fost neînsemnat. Dumnezeu face enorm de mult. Și asta era important, lecția care trebuiau să învețe ei și trebuie să învățăm și noi că puținul nostru pus înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl înmulțește atât de mult încât nu numai că acoperă nevoile persoane respective, dar se întoarce spre noi un belșug de binecuvântare și de bucurie. Dacă aici dorești, da, frate Sandu, de la fratele Șame aici mai întâi și apoi la fratele Sandu. Mai și așa, frate. Da, noi și în general omenirea vedem lucrurile din punctul nostru de vedere, din unghiul nostru, din și apreciem la nivelul nostru lucrurile și nu ne dăm seama că este cineva care de când îl cunoaștem și avem Duhul Sfânt sau puterea Lui,
ar trebui să vedem din, și din unghiul lui de vedere că este cineva atotputernic care este în stare și dacă aveți credință puteți muta munții. Dar nu noi mutăm. Nu noi mutăm. Aici e problema. Noi trebuie să avem credința și trebuie să îl rugăm. Și este cine să rezolve această situație. Da. Fratele Sandu. Este foarte, foarte frumoasă descrierea din... Foarte frumoasă descrierea din... Nu mai rețin unde e. Când Ilie era flământ în pustia Sidonului, acolo era o văduvă care mai avea pentru o singură mâncare a ei și pentru fiul ei și apoi o să moară. Știm cu toții ce s-a întâmplat, fă mie întâi, care exact. Reprezintă ceva, dar unde lemnul și uleiul și făina nu s-au mai sfârșit din acel moment până când a trecut foamea aia mare. Da. Da, fratele Iosif, vă ascultăm. Mă gândesc că, așa cum a zis fratele Șoane, din punctul omenesc de vedere sunt lucruri imposibile. Așa cum și cu jertfa lui Isaac. Și atunci, așa cum am menționat în vorbire, Avram a fost convins, la urmă, că în muntele lui Dumnezeu, el este cel care va sătura. Și probabil că acest lucru este scos în evidență și aici. Și chiar dacă este sau nu o umbră sau un tip, aceasta este atitudinea noastră. Că întrebăm cum s-ar putea, și în zilele noastre, cum zice Apostolul Pavel, că nu depinde nici de cel ce zidește, nici de cel ce seamănă, nici de cel ce udă, ci depinde de Dumnezeu care face să crească. Așa. Și cam asta e legătura. Apostolul nu cred că a uitat prima hrănire, prima minune. Dar o zis pur și simplu, dacă tu nu faci, cine altcineva poate să facă? Da, eu cred că în fața nevoilor uiașe care sunt în jurul nostru, de multe ori suntem copleșiți și nu mai vedem că există Dumnezeu, știți? Zicem, nu se poate, extraordinar, mai am ce face. Totdeauna primul gând e la noi, nu la Dumnezeu care poate să facă. Și de fapt, și ucenicii, că vom vedea mai târziu, Domnul Iisus chiar îi dojenește. Că nu aveau credință. Țineți minte că după aia îi merg cu barca și Domnul Iisus le spune că feriți-vă de amarul fariseilor și saducheilor, sau Irod, zice Marcu. Și se gândeau că uita să ducă pâine. Și Domnul Iisus le aduce aminte, dar nu vă aduceți aminte că cum a fost prima înviere, cum a fost prima înmulțire a pâinii, cum a fost a doua. Deci ei, cu alte cuvinte, încă rămâneau blocați și nu puteau să vadă prin credință că Dumnezeu poate să facă ceea ce omul nu poate să facă. Deci, din punct de vedere omenesc, era imposibil să rănești cu atât de puțină hrană, 5.000 și a doua oară 4.000 de inci, fără copii și femei. Deci numărul a fost mult, mult mai mare. Și asta e și pentru noi provocarea ca în momentul în care vedem o nevoie deosebită, care noi nu putem să o satisfacem, să nu ne descurajăm să lăsăm pe altul. Nu! Dacă Domnul ne-a pus înainte și ne-a descoperit acest lucru și am văzut acea nevoie, trebuie să mergem înaintea lui Dumnezeu. Și El ne va pune la dispoziție resursele necesare. Nu noi. El ne va pune resursele la dispoziție. Și El a luat pâinea și peșișorii și după ce a mulțumit le-a frânt și le-a dat ucenicilor ca să le pună înaintea lor, și El l-a pus înaintea mulțimii. Foarte interesant că nu Domnul Iisus merge să împartă mâncarea. Observați, și aici e o învățătură pentru noi. Ce am putea învăța din acest aspect? Haideți. Și surorile, dacă au un gând. Fratele Șoane.
La și microfon la gură. Observăm că Iisus împarte sarcinile la cei care sunt în, de ce sunt în stare. Deci Iisus a făcut înmulțirea și pe urmă, acum mergeți și duceți mai departe și le împărțiți. Deci le-a dat și sfatul și încuvințarea. Mergeți și faceți acest lucru. Da. Cumva. Deci a împărțit sarcina. N-a frate, putea să facă el aspectul acesta. Împarte el, că el a, în ochii lor, el a fost cel care nu se pune. Dar nu el a fost da. Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Da. Da. Mulțumim, frate Șani. Fratele Iosif? Cred că aceasta are legătură cu ceea ce s-a întâmplat la cină. Iisus a frânt pâinea și a vărsat sângele, a dat sângele, a turnat sângele său și după aceea apostolul, sângele noului legământ, da. Și după aceea apostolul zice că noi suntem servitori acestui legământ. Foarte frumos, da. Da, sora Lena, nu i-a până în spate, la sora Lena. Aș vrea acum un pic, dacă s-ar putea să, vreau să fac o legătură între tot ce s-a spus. Și dacă luăm exemplu de la sfârșit un pic spre început, vedem că la un moment dat Domnul zice, ați venit la mine nu pentru că ați găsit cuvintele vieții, ci pentru că ați mâncat și v-ați săturat. Deci Domnul a făcut cu toată inima și cu tot dragul mulțirea, a plâns pentru ei, a văzut ca niște oi pierdute. Dar parcă ar fi așteptat de la ei să-i prindă sensul misiunii, da, în vestirea Evangheliei și a Împărăției lui Dumnezeu. Da. Tot așa, noi suntem datori să vedem cele mai mici nevoi ale fraților și chiar ale lumii, să dovedim că compătimim cu ea, dar mai mult decât atât, avem ocazia și probabil misiunea să împărțim cuvântul adevărului. Exact, asta e partea noastră. Asta cred că este partea noastră în ceea ce privește niște preoți miloși și jertfitori, da, în acest timp. Mulțumesc. Dacă se leagă cu misiunea noastră, începând de ce zice Apostolul Pavel, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, plăcută lui Dumnezeu, și aceasta este slujba voastră. Și, de fapt, asta trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu cu ce avem, cu resursele noastre puține. Că El înmulțește, dar tot noi trebuie să fim cei care să ducem mai departe ceea ce El a înmulțit. Dar pentru asta avem nevoie de credință. Și Domnul Iisus nu a găsit credință, se pare nici la ucenici în momentele acestea. Și de aia vom găsi, data viitoare, când vom studia despre următorul pasaj al oamenilor fariseilor, că după ce se întâmplă această minună, vin farisei și spun, arată-ne un semn. Deci el face un semn cum nimeni altul nu a mai făcut, să hrănească, nu știu cât erau, poate dublu, poate cu femei și copii, poate, nu știu, 10.000 sau câți au fost acolo, cu 7 pâini și câțiva peșișor, și cer un semn din cer. Și poate și noi, de multe ori, ne uităm în jurul nostru, Dumnezeu revarsă un belșug de har, de binecuvântat, și noi zicem, Doamne, dar unde ești? Nu te văd. Sau ce faci pentru mine? Sau nu vedem. Vreau mai mult. Și noi suntem plini binecuvântați peste măsură. Și asta pentru că noi nu suntem recunoscători și nu vedem fiecare undă de har din viața noastră și să-i mulțumim pentru fiecare binecuvântare din viața noastră. Și manifestăm necredință, ca și ei atunci. Ce e foarte interesant, sugerat tatăl meu, am discutat aseară cu el târziu, o paralelă interesantă între cele două hrăniri, că pentru noi această hrănire e normală, e vorba despre o hrănire spirituală și așa cum amintea și sora Lena, de acord că noi trebuie să hrănim în special cuvântul lui Dumnezeu pe cei din jurul nostru. Și talentul nostru trebuie să-l ducem înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îl binecuvântează și îl înmulțește. Vreau să spun, s-a amintea de Ilie. De câte ori a fost hrănit Ilie în pustie? Țineți minte? Da. De două ori. Interesant. Și aici, mulțirea aceasta de pâine, tot de două ori se întâmplă.
Ce să zic, dacă aveți vreun gând la partea de simbolistică, poate data trecută nu s-a discutat, mă refer, ca și număr, și doriți să împărtășiți cu mare drag, dar eu ce văd un lucru care un pic nu iese, de exemplu, cu prima hrăniere, 5 pâine, cele 5 cărți ale lui Moise, 2 peștișori, profeții mici, profeții mari, 12 coșnițe la final, nu știu, 12 apostoli, 12... Poftim? Seminții. Problema știți care am eu aici, la interpretarea asta. Pentru că Domnul zice, aduceți ceva de la voi. Observați lucrul acesta. Nu-i de la Domnul pornit. Cele 5 cărți ale lui Moise nu-s de la Moise, de la Dumnezeu. Poate că de la Dumnezeu prin Moise, dar ideea e că ei aduc ceva înaintea lui Dumnezeu, înaintea Domnului Iisus, Domnul Iisus înmulțește și lucrurile ei, la rândul lor, duc mai departe această hrană. Dacă aveți cumva un gând, dacă nu o să ne oprim. Și este bine dacă, da, frate Șalmi, ne ascultăm. Un gând, cumva aș avea, eu mă gândesc că noi stăm de 3 ore, sau de la ora 10 până la 11 au trecut 3 ore și poate, adică mă refer la mine, mă gândesc la masă ce o să urmeze. Și cumva apreciez atenția acelor, adică, care erau împreună cu Hristos, cât de devotați erau totuși atenți. Mă rog, au fost și nevoiași, bolnavi sau ori sau știu eu. În schimb, cât de atenți a fost încât au stat 3 zile cu ochii spre El. Deci, mă refer cu la parcă noi avem, sau eu am credință parcă mai mică, sau nu sunt atât de silitor și parcă am putea învăța ceva. Da, e adevărat. Problema este nu numai ta, este și a mea și a celor care dau învățătură, pentru că Domnul Iisus a vorbit ca nimeni altul. De-aia El a putut să capteze, să țină oamenii 3 zile și 3 nopți lângă El. Fratele Iosif, îl ascultă. Și asta mi-a lipsește uneori. Nu mă dau să completez lângă fratele Șani. Probabil că ei au mers acolo cu ceva provizii, dar nu s-au gândit că li se gata proviziile și timpul să meargă acasă, că li se gata proviziile. Noi am părăsit adunarea, dacă părăsiți o deja ține prea mult, mergem acasă, că... Eventual venim înapoi spune că viitoare. Dar atât au fost de absorbiți și încât n-au... au uitat de mâncare. Și probabil dacă Iisus nu ar fi făcut minunea asta, nu știu dacă ar fi... Poate ar fi leșinat acolo și nu și-ar fi dat seama din ce cauză se întâmplă. S-ar fi tras către casă, s-ar fi ajutat unii pe alții cumva, dar aș fi fost de concentrați acolo încât au uitat de această lucrare. Mulțumesc. Uitați că, deci, starea lor era critică, pentru că uitați ce zice Domnul Iisus. Versetul 3. Dacă voi da drumul oamenilor acasă flămânzi, vor leșina pe drum. Deci eu simțit pe oameni. La pustie, lipsă de... Da, gândiți-vă, 3 zile stau acolo, nu știu, nu mi se spune câtă mâncare au avut, dar ideea era că ei au simțit că erau deja, din punct de vedere fizic, epuizați. Și așa cum amintea și... au zis Acroze când i-a trimis Irod. Irod mie sau i-a trimis la... sau nu fariseile, i-au trimis să-l prinde cu vorba pe Domnul Iisus, atunci cu Biru. Și nu l-au prins și au zis, dar de ce nu m-ați adus? Nimeni n-a vorbit ca el. Și aceștia nu erau slujitorii lui. Acesta a fost, cum amintea tatăl meu la un moment dat. Acesta a fost motivul pentru care el a putut să țină oamenii lângă el atâta timp. Pentru că nimeni nu vorbea ca el. El vorbea cu putere, nu ca și cărturare și farisei. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat și în această zi, pentru clipele pe care le-am petrecut în compania Cuvântului Lui și a prezenței sale. Dorim ca Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare în parte și să ne ajute să răspândim această mireasmă a lui Hristos în lumea din jurul nostru. Și să dăm hrană celor care au nevoie și să vedem lipsurile și să simțim cu cei din jurul nostru. Să nu trecem nepăsători, că atunci nu semănăm cu Hristos. El a simțit cu fiecare. Fie că a fost credincios, fie că n-a fost credincios. Să nu uităm lucrul acesta.
Domnul să ne ajute. Vom încheia serviciul de astăzi cu cântarea 418, Rămâi cu mine, Iisus, nu mă lăsa de pericol și vine furtuna. De n-am ajutor și n-am liniște, tutorul celor slab fi cu mine. Rămâi cu Oh,